această tărie a nădejdii este condiționată de ceva. Tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Creștinul va persevera datorită faptului că nădejdea lui este ancorată în Iisus Hristos. Nu-ți pui nădejdea în tine, cât ești tu de puternic, de tare, cât de mult reziști tu în fața păcatului, ci îți pui nădejdea în persoana lui Hristos. Pentru că El este puternic. El a fost biruitor. El a murit la cruce pentru noi. El a înviat, dovedind că este Dumnezeu adevărat. Îți pui nădejdea nu doar în persoana lui Iisus Hristos, ci îți pui nădejdea în promisiunile lui Iisus Hristos. Ioan 10, versetul 28, un verset pe care îl știm, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. E promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a făcut-o.